ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local din 30 ianuarie a intrat și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de regenerare urbană prin revitalizarea pieței agroalimentare din municipiul Sighetu Marmației. Cu toate că aleșii locali sigheteni și-au exprimat dorința de a obține finanțare din fonduri europene pentru această investiție atât de necesară în Sighetu Marmației și minute bune s-a discutat pe marginea acestui subiect, proiectul s-a dovedit în final a fi prea îndrăzneț pentru bugetul orașului. În cursul anului trecut am cuprins în buget suma de bani necesară întocmirii documentației pentru revitalizarea și modernizarea pieței agroalimentare din municipiul Sighetu Marmației. După cum cunoașteți, în zonă o să începem cât de curând lucrările în ceea ce privește aleea care duce spre piață până spre strada Mihai Viteazu. Este practic o completare a proiectului din acea zonă. Avem documentația aferentă, înainte de documentație, de asemenea cunoașteți, am reușit să înscriem dreptul de proprietate pe municipiul Sighetu Marmației acelei zone. Vorbim de aproximativ 4.000 de metri pătrați de teren, unde se desfășoară o activitate la piața agroalimentară din municipiul nostru. Proiectul a fost finalizat, de fapt, DALI, SF-ul și celelalte avizi au fost întocmite potrivit contractul încheiat cu o firmă de specialitate. În acest moment venim în fața noastră cu un proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economice aferente acestui proiect, respectiv regenerarea urbană prin revitalizarea pieței agroalimentare din municipiul Sighetu Marmației, urmând să identificăm sursele de finanțare pentru a putea și realiza acest proiect. Mulțumesc! Este vorba de un studiu de fezabilitate pentru modernizarea pieței agroalimentare din Sighetu Marmației, piață care știm cu toții că arată lamentabil, este un cuvânt elegant. Proiectul este în sumă totală de 54,5 milioane lei, aproximativ 11 milioane de euro să luăm rotund, din care construcții montaj 37,6 milioane. Proiectul este unul destul de bine articulat, îmbină aproape spre perfecție alea pietonală care urmează să se construiască lângă piață, integrează practic piața cu multiple accese în piață despre acea alee, păstrează tematica aleii și pentru partea de pavaj din piață, adică ele vor deveni oarecum un fel de un corp comun, ceea ce e un lucru bucurător. Din punct de vedere tehnic este bine articulat, bine justificat, din punct de vedere a costurilor în linii mari am verificat că de fapt sunt costurile oarecum cele apropiate de realitate. Bineînțeles, costurile finale vor ieși atunci când se face proiectul tehnic la acest studiu de fezabilitate, nu acum. Însă există câteva lucruri legate de a obține o axă de finanțare. Probabil când s-a făcut întocmirea acestui proiect undeva prin vara anului trecut, dacă bine îmi amintesc, nu se cunoșteau ce axe de finanțare vor fi, câte vor fi și dacă vor fi. Pe acum sunt ceva axe de finanțare tocmai pe această temă, însă se limitează la suma maximă de 3,5. Domnule Codașcu, dacă aveți discuție, o să vă rog pe hol sau în cadru oficial. Se încadrează suma maximă de 3,5 milioane de euro. Deci maxim cât se poate accesa. Deci noi, practic, cu acest studiu nu ne putem prezenta să atragem niciun ban pentru că depășește suma maximă admisă. Și niciun Consiliu Local și nici bugetul local nu ar permite să ne asumăm o hotărâre de Consiliu Local prin care să atragem cei 3,5 milioane de lei din fondurile europene nerambursabile, să punem diferența până la 11 milioane de lei din bugetul local exclus. Că nu... Euro. Exclus pentru că nu ar fi de unde. O singură variantă de lucru, sau variantă de lucru, nu știu dacă este lucru, dar o variantă de lucru, ar fi ca acest studiu de fezabilitate să fie împărțit în trei studii distincte,
Nu știu care e procedura legală și dacă putem, eventual, firma care a făcut-o, dacă își asumă la costuri minimale sau fără costuri, având în vedere că a încasat bani pentru acest studiu de fezabilitate, ar putea face o faptă bună, este și de aici, din zonă, firma, deci nu e undeva de departe, să desprindă acest studiu de fezabilitate în trei bucăți. Și dacă reușește acest lucru într-un timp foarte scurt, în două săptămâni, să aprobăm în locul acestui SF trei SF-uri diferite, trei studii de fezabilitate diferite, cel puțin unuia dintre acestea am putea să-i asigurăm sursa de finanțare. Adică să facem o treime, grosă modă, sau o anumită parte din piața agroalimentară și celelalte două să rămână pentru o perioadă viitoare în care să identificăm alte surse de finanțare, dar dacă sunt studii de fezabilitate diferite, ele sunt independente. Deci nu sunt legate unul de celălalt, ci doar prin concept, prin ideea tehnică, dar ele fiind distincte, am putea accesa până în 3,5 miliarde de euro finanțare. În ceea ce privește remarca domnului Iunga, președintele Comisiei Buget Finanțe, am avut deja o primă discuție cu proiectantul. Sigur, acest studiu de fezabilitate privește construirea 7 corpuri de clădire. Vorbim de clădiri, inclusiv clădiri administrative, plus clădiri modulare, dar și dotarea cu întregul mobiliar necesar pentru desfășurarea activităților într-o piață. De asemenea, mobiliar urban, corpul de iluminat, deci cam tot ce este nevoie pentru a putea utila această piață. Se poate gândi o împărțire a proiectului sau renunțare la unele dintre obiectivele care sunt propuse prin acest studiu de fezabilitate. De asemenea, piața este amplasată pe 3 numere cadastrale, ceea ce ne poate permite să abordăm un număr cadastral sau două dintre ele, vedem cum reușim să discutăm. Timpul e scurt. Da, până în 29 februarie se depun solicitările. În cursul zilei de mâine o avea întâlnire cu proiectanții. Imediat ce avem variantele propuse, vom veni în fața dumneavoastră și să le rediscutăm. Mulțumesc. Dragi colegi, eu aș vrea să vă readuc în discuție faptul că astăzi se împlinește un an de zile când acest Consiliu Local a reziliat două proiecte importante pentru municipiul nostru, care au avut parte de extrem de multe studii, actualizări și pompări din bani din bugetul local și care nu s-au finalizat. Vorbim despre reabilitare, extindere, școala gimnazială numărul 9, unde investiția era 22 de milioane de lei, și de termoficarea spitalului, unde discutam de 5.849.000 de lei. Așadar, două proiecte în valoare mult mai mică, în care s-au investit o grămadă de bani publici pe studii, irealistice, au fost reziliate, sigur nu mi-am asumat și nici n-am votat rezilierea celor contracte, o investiție de 28 de milioane de lei în Sighet, care până la urma urmei nu s-a mai realizat, pentru că era imposibil de realizat. Și tocmai am observat că se împlinește un an de când a fost reziliat această investiție care putea să intre în municipiul nostru. Astăzi se vine cu un proiect în valoare de 11 milioane de euro. Adică dacă noi n-am putut asigura o cotă de cofinanțare de până în 2 milioane de lei, o să putem asigura o cotă de cofinanțare de peste 2 milioane de euro la adică. Adică haideți să fim realiști și să coborâm cu picioarele pe pământ. Noi avem nevoie de o piață tradițională maramureșană, o piață în care țăranul și producătorul să vândă în condiții decente ceapa, morcovul, patele, brânzeturile și mai știu eu ce. SF-urile de Austria să le lăsăm pe seama altora, pentru că am fost în piață și oamenii spuneau sincer, chiar îmi spuneau, măi, desenele sunt foarte frumoase, ne place arta, dar noi aici ne simțim ca după carnaval. Și pe bune că aveau dreptate, pături, eu știu, copertine, mai știu ce e în acea piață care arată, într-adevăr, cred că nu există în Maramureș o piață cum e piața noastră agroalimentară. Și atunci haideți să coborâm cu picioarele pe pământ, să nu facem SF-uri, de dragul SF-ului ăsta, chiar e science fiction mai mult decât un SF,
Pentru că știm cu toții că nu vom putea realiza un asemenea proiect. Ați explicat bine, domnule Iuga, și uite, ajung să vă dau dreptate. Tehnic nu este linie de finanțare pentru asemenea sumă. Păi dacă noi știam că nu este linie de finanțare pentru asemenea sumă, pentru 11 milioane de euro, de ce venim astăzi cu un asemenea proiect care știm că nu se poate realiza? Și ne trezim acum că îl împărțim, nu știu, tehnic, s-o fi putând, nu s-o fi putând, pe 3-4 formule. Păi haideți cu un proiect realizabil pe 3-4 formule, un proiect în care găsim linia de finanțare, că eu știu un lucru. Înainte de a domni orice proiect, înainte de a plăti firme de consultanță, înainte de a toca bani publici, trebuie să știm sursa de finanțare. Tocmai mi s-a spus la început că vom identifica sursa de finanțare. Păi până identificăm sursa de finanțare, ne tocăm niște bani pe studii pe care, coborând cu picioarele pe pământ, am putea reface tarabele alea de acolo, care oricum au prețuri de negândit și imposibile la închiriere în ce condiții se vinde în acea piață. Deci, ori facem lucrurile cum trebuie făcut, ori vindem iluzii oamenilor. Și oricum o să râdă și copiii de grădiniță de noi, credeți-ne, că râd și așa. Adică ori suntem serioși și facem lucrurile cum trebuie, ori n-are sens să ne mai încurcăm. Asta nu se dă o viceprimară, care avem de proiecte foarte importante pentru oraș, și a dat exemplu școlii gimnaziale de Cușcup. Eu vă asigur că dacă erau foarte importante pentru oraș, erau și implementate. Păi n-au avut cote de cofinanțare. Din punctul meu de vedere, nu v-am întrebat. Din punctul meu de vedere, nu au fost importante pentru oraș, pentru că, de exemplu, să discutăm pragmatic, la școala George Coșbuc, beneficiarii erau 1000 de elevi direcți și indirecți încă 2000 de persoane, deci 3000 de persoane, la o sumă de 22 de milioane de lei. Dacă ar fi să folosim acest termen de SF și comparăm cele două proiecte, adică la școala George Coșbuc costurile erau 22 de milioane de lei și beneficiau direct 1000 de elevi și indirect încă 2000 de persoane. Și domnul Simeon, cicluri, 2000. Doamna Cumei, deci, vă rog frumos, când vorbiți, nu vă întrerup, da? Da, ok, piața de alimente, când se aude suma de 50 de milioane, adică grosomodo dublu față de școala George Coșbuc, iar beneficiarii ar fi câteva zeci de mii de oameni, atunci ni se pare că e un SF. Adică, haideți să fim realiști, să cumpărăm cele două proiecte. Dar trebuie să recunoaștem că cel de la George Coșbuc era la un pas să se întâmple. Deci nu au fost ceva SF. Și în acest caz, eu zic că 55 de milioane raportat la numărul de beneficiari al proiectului este o sumă rezonabilă. Știu că nota de proiect, tema de proiectare, de fapt, a fost una chiar foarte bine gândită, dar dacă ar fi să suprapunem tema de proiectare cu proiectul în sine, o să vedeți că nu mai coincide. Adică avem, normal, dacă îi spui unui arhitect ce dorești să-ți facă, el îți face și luna de pe cer, sau o desenează. Dar tema de proiectare pe care a fost dată, a fost gradată, adaptată la nevoile, tot ce înseamnă pieței agroalimentare. Iar proiectul în sine a devenit un proiect care poate să participe chiar la concursul de arhitectură internațională, pentru că este într-adevăr unul foarte bine realizat. Nu spune nimeni. Dar arhitectul desenează, hârtia suportă orice. Dacă, de exemplu, în urma proiectării sau gândirii a proiectantului venea și avea o discuție clară aplicată pe tot ce înseamnă Comisia de Buget Finanțe, Comisia de Urmări, sau Comisiile Reunite, puteam să anticipăm, să vedem că nici o axă de finanțare nu o să ajungă să suporte valori de 11 milioane de euro și trebuia să facem adaptată respectiva piață la valorile care sunt finanțate, de fapt, și să putem să avem în sfârșit un lucru dus la bun sfârșit. Sunt constructor și nu trebuie să fii foarte deștept ca să vezi că în piață trebuie să respecti niște proceduri, niște nomenclatoare, niște fluxuri de funcționalitate și poate un arhitect și un proiectant să ți-l gândească, să ți-l facă împreună cu arhitectul nostru de la primărie, astfel încât să fie unul realistic și realizabil.
Este foarte frumos ca și concept, repet, poate să meargă la profesori, dar nu s-a luat în calcul o gândire pragmatică în care să se aplece toată lumea asupra ceea ce contează, de fapt, o să avem sau nu o să avem bani. În acest proiect avem capitolul 7, unde ne obligă să avem 25% acel aport propriu, cum ar veni, aia înseamnă 2 milioane jumate de euro, ceea ce o să fie foarte greu să cred, deși chiar aș vrea să văd pe acel Moș Crăciun care vine cu bani în spinare, să ne aducă pentru această piață. Și s-a plecat greșit. Eu, din punctul meu de vedere, știu de la Renovest că fondurile s-au cam epuizat. Chiar dacă punem în 2 săptămâni sau 3 săptămâni această documentație, o să avem surpriza că nu o să fim eligibili și nu o să ne putem încadra în termen sau în bugetul ca să ne... Doar decât dacă se întâmplă într-adevăr un miracol și cad alte proiecte și primim noi finanțare. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să plecăm, să punem, de fapt, cai înaintea căruței, nu căruța înaintea boilor, și să facem cele 3 împărțiri pe fiecare CV, CF, și să venim în Consiliul Local cu exact un proiect care poate fi realizat. Nu să venim cu unul la grămadă, îl votăm pe ăsta, noi o să plătim oricum acei 160.000 cât a costat SF-ul, pentru că suntem obligați că există contract. Și arhitectul și-a făcut treaba, adică tot respectul pentru gândire. Dar ar trebui să avem proiectele clare care, pe care, într-adevăr, să ne aplecăm și să le discutăm în comisiile reunite și să le susținem cu toți. Pentru că această piață chiar este necesară a fi reabilitată. Dar necesară a fi reabilitată real. Adică în Sighetul Marmației. Și acest proiect, din punctul meu de vedere, poate fi realizat când, nu știu, să câștigăm la loc. Sau, cine știe, se schimbă axele de finanțare. Noi nu putem să mergem pe o denumire de proiect, să-l împărțim ulterior în 3, pentru că un proiect poate fi aplicat o singură dată, adică nu poți să mergi cu aceeași denumire pe 3 axe. Sau pe aceeași axă, cum ar veni, cu aceeași denumire, ci trebuie să-i schimb chiar și denumirile și parametri tehnici și tot ce înseamnă acei parametri. Și zic că astăzi doar vorbim vorbe și le vorbim degeaba. Este adevărat că la DR Nord-Vest s-au depus proiecte care au depășit cu 500% banii alocați pentru DR Nord-Vest, dar acolo vorbim de un apel de proiecte competitive, deci nu sunt primul venit, primul servit, ceea ce înseamnă că fiecare proiect are un punctaj și atunci încă mai avem speranțe să prindem, să zic, o finanțare în acest sens. După ce proiectul privind reabilitarea pieței agroalimentare din municipiul Sighetul Marmației a fost analizat și dezbătut preț de o jumătate de oră, acesta a fost supus votului, însă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat.